Complexul energetic Oltenia a rămas de luna trecută fără 1000 de angajați. Oamenii au plecat acasă la cerere ori pentru că se apropiau de pensionare. Planul de disponibilizări prevede alte concedieri și în 2018. Ministrul Energiei Toma Petcu a promis la Târgu Jiu că acest program nu va fi respectat. Eu le-am recomandat că dacă merg în ritmul de producție, la nivelul care l-au la ora actuală, ar trebui să gândească să mai angajeze în zona productivă, repet. Și le-am spus foarte clar că nu va avea niciodată acceptul meu să ne dezvoltăm pe partea de test sau doar că vrea ministru sau cineva politic. Mă interesează foarte mult în zona de producție să ne dezvoltăm, pentru că dacă nu producem și nu avem activitate și în mine și în centrale, eu vă spun că asta cu angajările ține foarte scurt. Deci, repet, pe partea de disponibilizare în acest moment, nu că n-avem motive să disponibilizăm. Începem să avem motive să ne uităm spre angajări. Până acum, compania a înregistrat profit. Dacă lucrurile se vor îndrepta în direcția bună, compania ar putea începe angajări din a doua jumătate a anului. Vedem cum închidem la 6 luni, vedem ce estimat avem de activitate până la sfârșitul anului și în funcție de asta, conducerea decide. Ea știe foarte bine politica. Sincer, dar nu vă închipuiți că mă strâng cu domnul Boza și încep să-i fac politica de resurse umane. Nu este nici dreptul meu și nici calitatea. Dumnealui stabilește împreună cu tot directoratul, propun CS-ului și vor avea aprobarea mea dacă e cazul. Pentru 2018, planul de disponibilizare aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor de la CEO aprobase alte 2000 de concedieri și anul trecut, din cadrul companiei, au plecat aproape 2000 de angajați.